Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o nouă etalare cu cărțile de oracol, oracolul Lenormand, pentru ziua de vineri, 16 aprilie, pentru a vedea care sunt energiile zilei. Se grăbește o casă și o prietenie, niște flori, un cadou, un dar, ceva mai multă, reușite cu familia, cu prietenii apropiați, mai multă intimitate sau chiar cineva vă cere iertare. Mă împăcați cu cineva, primiți daruri, cadouri. Așadar, haideți să vedem cum va fi ziua de vineri. Prima variantă este piatra verde, a doua este varianta piatra albă și a treia varianta piatra roșie. Să vedem ce se întâmplă, care sunt energiile zilei pentru fiecare variantă în parte pe planurile importante. Și am să încep cu varianta cu piatra verde, așadar să vedem ce se întâmplă vineri, cum va fi ziua de vineri, care sunt energiile, noutățile, veștile. Niște secrete care pot apărea legate de niște, sunt niște vești aici, acte care pot veni de la muncă, poate chiar, legate și de un contract, de o casă, poate de o prietenie, mâine pot apărea vești, așadar noutăți. Uite ce frumos, legat de muncă vine soarele. Dar legat de relație aici poate că trebuie să faceți o clarificare, pentru că orică aflați de cineva care trece printr-un doliu, trece printr-o greutate, orică legat de o relație voi trebuie să faceți o clarificare, se poate rupe o relație, aveți poate de-a face cu un dezechilibru în relația voastră de cuplu sau sunteți într-o perioadă de singurătate, de doliu, da, poate ați pierdut pe cineva, sau posibil să apară și o veste mai neplăcută mâine legat de ruperea unei relații sau, Doamne ferește, de vreun doliu. Dar, în general, ziua apare luminantă de soare, o zi însorită, legat la propriu sau la figura, legat de muncă, legat de proiectele, de planurile voastre. Poate fi o zi în care să aveți niște revelații, să apară niște miracole, să apară niște idei geniale, să apară niște vești extraordinare legate de muncă, poate vreo propunere de muncă, poate că sunteți promovați la muncă sau poate că vă veți înțelege pur și simplu mai bine, vă veți simți în formă și veți munci mai cu spor, mai cu drag. Aveți niște sclipiri, să zic așa, de inteligență mâine care vă dă mai mult entuziasm. Poate să fie o zi așadar cu multe reușite. Pot apărea vești, pot apărea noutăți, pot apărea niște hârtii secrete care le aflați, studiați, poate luați niște examene. Deci este o zi în care, într-adevăr, mâine poate să vină și cu revelații, poate să vină și cu succes, poate să vină și cu examene care le treceți. Luați niște examene, sunteți promovați, poate, și pentru asta voi veți fi mai entuziaști. Legat de relații, în schimb, aici apare într-adevăr o clarificare. Poate are legătură și cu un copil. Orică nu puteți face copii, orică aflați de vreun copil care are vreo problemă. E un dezechilibru într-o relație legată de un copil, de cineva mai tânăr, poate. E o persoană care poate are o problemă de sănătate sau e o perioadă de izolare. E o perioadă în care se trebuie făcută poate o clarificare sau poate apărea o nouă șansă de a face o schimbare, poate, o mutare. Ține poate și de acest lucru, această zi. Deci apar niște noutăți legate de relații, fie din partea celor mai tineri, fie că pentru unii poate să fie și legat de o sarcină, că aveți, poate, trebuie să vă faceți un control, poate aveți, sunteți într-un dezechilibru legat de sănătate și trebuie să vă faceți un control, mai ales dacă sunteți însărcinate. Pentru bani văd că apar noutăți, apar vești, vi se îndeplinesc niște vise, pot apărea noutăți, câștiguri sau un vis al vostru care se îndeplinește. Puteți chiar câștiga și la loterie, că sunt stelele care îmi vorbesc de stele favorabile pentru câștiguri neașteptate. Așadar, așteptați-vă la câștiguri. Fiți atenți ce visați. Aflați niște secrete, exact. Deci, apar niște... Voi aveți o cheie, aveți un secret. Sau veți aveți primi, poate, un secret care să vă aducă bani, câștiguri. Aveți o cheie, da? Deci cheia aceasta pentru voi aveți soluții, găsiți soluții pentru a rezolva niște probleme, pentru a câștiga niște bani. Cheia este la voi, în mâna voastră, da? Deci aveți cheia în mâna voastră, depinde și de visele voastre, poate trebuie să și îndrăzniți să visați,
să vă bazați și pe intuiția voastră, sunteți mai creativi, veți găsi soluții ca să câștigați bani mâine, așadar este o zi foarte interesantă. Legat de sănătate, ține poate și de drumuri, sănătatea, de veștile care le faceți sau poate chiar trebuie să faceți niște drumuri pentru a grijă de sănătate. Atenție totuși pe oboseală, nu vă stresați, nu vă obosiți prea tare. Încercați să vă mai odihniți mai mult, poate. Deci, dacă aveți drumuri de făcut mâine, încercați să nu exagerați cu drumurile. Vă pot veni vești de departe, pot veni vești legate de drumuri, legate de sănătate, pot apărea aici niște schimbări, poate schimbările sunt aici în acest sens, pot veni vești de la drum. Că nu puteți face niște drumuri sau că persoana pe care o așteptați de la drum nu poate veni pentru că sunt probleme de sănătate, pot fi astfel de situații, dar sunt niște obstacole, niște griji, niște probleme pe care voi le puteți depăși dacă trebuie să fiți atenți poate și cu cine vă asociați, cu cine plecați la un drum, cu cine faceți drumuri pentru că să nu apară obstacole în cale care să, nu fi, care să le... Atunci când ai un drum de făcut în orice direcție sau un serviciu sau în relație sau în orice altă situație, trebuie să știi cu cine pleci la drum, să te poți baza, să nu-ți pună în dificultate drumul, ca să zic așa, să nu-ți îngreuneze. Cam asta e ce văd eu și la prima variantă cu piatra verde, așadar pentru ziua de vineri este o zi frumoasă, cu reușite, cu vise care se pot împlini în funcție și de dorințele voastre. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem la voi ce se întâmplă, la varianta cu grăbește dragostea la voi, uite ce frumos aici, sentimente împărtășite, o declarație de dragoste sau apare o dragoste nouă, apare o scrisoare, niște mesaje, niște vorbe frumoase în dragoste sau cineva care ține la voi și va arăta sentimentele față de voi. Și la voi e o zi în care trebuie să fiți mai clari în ceea ce faceți, că trebuie făcute poate niște clarificări. Da? Deci e nevoie poate să faceți niște clarificări. O zi foarte frumoasă. E o zi în care, într-adevăr, joacă un rol important poate familia, credința, religia, maturitatea, înțelepciunea, răbdarea. Și sănătatea. Văd aici că puteți avea relații sănătoase, relații cu persoane mature, care au nu neapărat ca vârstă, cât ca mentalitate, care au o anumită moralitate, o anumită concepție despre viață mai sănătoasă. Este o zi în care, din punct de vedere al muncii, un bărbat va juca un rol important. Acest bărbat poate să fie un partener de afaceri, de muncă, fie că e vorba de o relație a voastră cu cineva cu care puteți colabora bine și la muncă. Poate să apară și la muncă o relație cu cineva foarte bună. Un bărbat joacă așadar un rol important. Un bărbat care are multă cunoaștere, e mai apropiat poate și față de lucrurile oculte, într-un fel, pentru că, sau spirituale, religioase. Pentru că văd aici că în relație apare acest bărbat, apare o prietenie, apare un sprijin, apare un suport din partea cuiva, un noroc chiar, deci poate că veți avea un noroc. Deci mâine legat de muncă aici poate apărea un noroc pe neașteptate, poate apărea un noroc legat de a cunoaște pe cineva sau a vă ajuta cineva cu munca sau a vă obține ceva, un avantaj. Dar în relații, într-adevăr, pot apărea și niște discuții. Poate de aceea vă trebuie mai multă maturitate sau să vă bazați pe persoane care sunt mature. Trebuie făcută poate o clarificare, o anumită ordine într-o relație. Să vă bazați pe persoane fidele, că văd că totuși aveți un prieten de nădejde. Veți primi sprijin legat de bani, poate bazați-vă pe familie sau pe cei care, în care aveți încredere să cereți sprijin, ajutor sau de la muncă aveți pe cineva care vă sprijină. Puteți obține niște avantaje, niște sfaturi utile, suport, să zic așa. Pentru sănătate joacă un rol important casa. Casa, familia, prieteniile, deci pentru voi mâine este o zi în care relațiile joacă un rol important pentru, și pentru sănătate, ca și pentru muncă și bani. Tocmai de aceea poate e bine să vă faceți o clarificare și să vă bazați doar pe persoanele cu care voi știți că vă înțelegeți bine, sunteți în armonie. Este o zi în care vă puteți împăca, în care puteți primi daruri, cadouri chiar,
mă pot veni în casă musafir sau primit daruri, cadouri, sfaturi utile, poate apărea o împăcare, o mai bună armonizare cu cei dragi. Ia uite, apare chiar și inelul. Deci mâine este o zi într-adevăr în care, chiar dacă sunt obstacole sau relațiile care le aveți voi, obstacolele voastre pot fi depășite. Pot fi depășite poate și dacă vă cereți iertare, dacă sunteți mai prietenoși, dacă vă bazați doar pe cei care într-adevăr sunt persoane de nădejde, pe prieteni fideli. Și poate și voi trebuie să vă demonstrați fidelitatea, să arătați că sunteți de încredere, că sunteți persoane pe care se pot baza. Văd că și sănătatea joacă, are un rol important, poate să nu vă stresați foarte mult. Drumurile poate trebuie să le faceți cu mai multă moderație, să nu vă obosiți să mergeți, faceți excursii lungi, să zicem așa, fără să vă opriți pe drum. Încercați, sau atenție și la voi, cu cine vă angajați să plecați în prietenii la drum, ca să nu apară că obstacolele vin și datorită anturajului, să zic așa, sau nu neapărat că poate să vină și pentru că sunt persoane care au propriile lor greutăți și plecând într-o relație sau la drum cu persoane care au propriile lor greutăți, îți îngreunează și ție drumul, să zic așa, relația, proiectele, ți le înfrânează, ți le îngreunează, tocmai de aceea poate e bine să încercați să vă bazați pe acele persoane cu care voi vă susțineți foarte bine unii cu alții, vă încurajați, vă puteți baza, pentru că văd că în general este o zi foarte reușită. Și haideți să vedem și la a treia variantă, cum va fi ziua de vineri, pentru varianta cu piatra roșie. Da, și la voi se grăbește un inel, un contract, poate chiar, pentru mai între voi, o relație care se reface sau apare o nouă relație care duce poate chiar către o căsătorie, către o bună înțelegere. Un prieten și o scrisoare, să știți, vă vin niște vești din partea unor prieteni. Da, foarte frumos și la voi. Deci și la voi joacă casa un rol important. Văd aici că pentru muncă, voi sunteți într-o situație stabilă sau vă veți găsi un job stabil, un loc stabil sau rămâneți pe loc, sunteți totuși într-o situație stabilă. Chiar dacă stați acasă, sunteți în siguranță, vă veți lua măsuri de siguranță, apare o siguranță pentru voi, apare poate chiar apare și niște acte care trebuie să le faceți pentru o anumită stabilitate și le puteți face. Deci apare o situație pozitivă pentru muncă, vești poate, pentru unii poate și să vă duceți undeva, să lucrați undeva la mare, spre exemplu, aproape de apă, dar nu neapărat. În orice caz apare o situație mai stabilă, ceva se stabilizează în viața voastră legat de muncă sau și dacă sunteți acasă, ceea ce faceți vă aduce siguranță sau mâine faceți niște lucruri care vă vor ancora într-o situație, vă veți ancora într-o situație, într-o realitate, să zic așa. Apare așadar situații pozitive, exact, vă puteți îndeplini vise. Deci mâine pentru voi, din punct de vedere al muncii, puteți să vă realizați niște proiecte, orică luați niște examene, orică apare o propunere de un loc de muncă, apar întâlniri de destin, să zic așa, destinul va aduce vești pozitive, va aduce noutăți, va aduce niște reușite, vă scoate în cale persoanele potrivite sau veți fi voi în locul potrivit la momentul potrivit, ceva care să aducă o schimbare în bine pentru legat de muncă. Se încep lucrurile să se... Stelele se aliniază, să zic așa, ca să vă aducă mai multă armonie și stabilitate, să aducă mai multă înțelegere la muncă, să aducă oportunități noi, sunteți mai creativi, mai inspirați, da? Deci aveți reușită, succes, puteți fi mai populari. Puteți avea, să fiți într-o situație de popularitate stabilă, să primiți aprecieri, aveți, să zic așa, un anturaj stabil și legat de muncă. Legat de relații, în schimb, aici pot apărea vești, noutăți, poate dorința de a vă întâlni cu cineva, de a relaționa, de a socializa, dar totuși atenție pe socializare, că sunt niște bârfe, niște discuții, pot apărea și niște vești, pot apărea niște scrisori, pot apărea niște
noutăți. Poate unii veți face cunoștințe noi, faceți noi cunoștințe și apar și bârfe pentru această temă, spre exemplu, sau pur și simplu mâine veți comunica mai mult, veți socializa, veți primi vești din toate direcțiile, de la mai multe persoane, vă caută persoane, comunicați, scrieți, persoana iubită poate chiar vă caută, poate apărea vești chiar de la persoana iubită și poate că sunteți și bârfiți din cauza veștilor care le primiți de la persoana iubită cu care voi comunicați. Legat de bani, aici văd că familia joacă și au un rol important. Pot apărea vești în străinătate, poate chiar, sau drumuri, cheltuieli legate, unii poate vreți să plecați în străinătate, să vă construiți o casă, sau aveți de făcut niște drumuri, înaintați în orice caz, într-un proiect al vostru, vă pot veni bani din străinătate, sau vă pot, puteți investițiile voastre făcute în străinătate pentru o casă, sau legate de familie, parcă încep să dea niște rezultate, vă pot veni niște vești pozitive. Legat de sănătate, pentru unii poate apărea chiar un copil, apare barza, apare o noutate. Acum nu neapărat de copil, poate să fie și legat de vești care vin noi pentru sănătate, acte, analize care vin, sunt niște situații pozitive, faceți niște acte, văd aici că socializați, da? Deci veți comunica, deci veți ieși, veți cunoaște, veți apar noutăți sau poate că pur și simplu noutățile sunt legate de un eveniment, de un botez. Și legat de surpriză, aici un bărbat, aflați niște secrete, poate știe o persoană de altă naționalitate, de altă culoare, de altă religie, de altă, să zic așa, cultură decât a voastră, sunt niște secrete, aici trebuie voi să fiți mai prudenți, poate, pe aceste secrete care le veți afla, că pot fi de bine, pot fi de rău, în funcție și de anturaj, de persoana pe care o veți cunoaște, este surpriză. Poate avea legătură și cu studiile. Secretele acestea, poate veți descoperi niște secrete sau va trebui voi să puneți niște întrebări pentru a descoperi niște lucruri despre o anumită persoană. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, așadar. Este o zi foarte frumoasă, reușită, cu multe vești pozitive, noutăți, schimbări în bine, să zic așa. Stelele încep să se alinieze pentru a aduce energii proaspete noi. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că v-ați regăsit pe parcursul zilei de vineri și că va fi o zi excelentă din toate punctele de vedere și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Roș și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!